Stimați elevii clasei a 6-a, bună ziua! Numele meu este Alina Borduh. Sunt profesoară de educație fizică la Instituția Publică Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu din municipiul Chișinău. Și lecția de astăzi vreau să încep cu un citat al marelui poet roman Horațiu. Citez: organismul fără mișcare se aseamănă cu apa stătătoare. Sunteți voi de acord? Oare de ce este importantă mișcarea? Să descoperim împreună care sunt motivele ce te îndeamnă să faci mișcare. Sigur, câștigi un corp frumos și sănătos. Câștigi stimă de sine. Devii dinamic și activ. Înveți să-ți controlezi emoțiile. Înveți să fii perseverent. Și înveți să lucrezi în echipă, ceea ce vom face și noi astăzi la lecție. Subiectul lecției este aruncarea mingii mici pe loc și din elan în ținta verticală. Pentru realizarea lecției vom avea nevoie de o minge mică sau un ghem și obiecte orientative pentru țintă. Ele pot fi un cerc sau o foaie de hârtie. Propun să începem cu rubrica curiozități. Știați că din probele de aruncări, aruncarea suliței și a discului sunt unele dintre cele mai vechi probe practicate la Jocurile Olimpice Antice și care nu lipseau de la nicio vânătoare și nicio luptă. Să ne reamintim care sunt probele principale de aruncări în concursurile oficiale de atletism. Avem aruncarea de tip lansare, aruncarea discului și a ciocanului, aruncarea de tip împingere, aruncarea greutății și aruncarea de tip azvârlire, aruncarea suliței și subiectul nostru de astăzi, aruncarea mingii. Aruncarea este o mișcare naturală a omului. Aruncarea mingii mici nu face parte din programul concursurilor atletice oficiale internaționale. Ea este probă de aruncare specifică educației fizice și sportului școlar. Fazele aruncării mingii mici de pe loc sunt priza și aruncarea mingii. Priza este poziția mâinii în momentul în care ține mingea. Cum ține mingea? Ținerea mingii se va face cu toate degetele. Mingea nu va atinge podul palmii și degetele vor fi puțin depărtate. Ați pregătit mingile? Vom începe cu exerciții pentru ținerea mingii. Jonglarea mingii în fața pieptului. Jonglarea mingii deasupra capului. Aruncarea și prinderea mingii după bătaie din palme. Aruncarea și prinderea mingii după bătaie din palme în față și la spate. Aruncarea și prinderea mingii de la sol cu o mână. Aruncarea mingii cu mâna dreaptă la sol și prinderea cu stânga.
aruncarea mingii cu mâna pe la spate și prinderea cu cealaltă. Despre aruncare și cum trebuia îndeplinită, vă spun în continuare. La aruncare, brațul cu mingea este plasat înapoi, cotul ridicat sus, umărul opus brațului de aruncare îndreptat spre înainte. Distanța între picioare este de un pas. Trunchiul în timpul aruncării se răsucește și se deplasează înainte. Mingea va fi eliberată pe o traiectorie sus înainte. Și aruncarea se face prin ridicarea cotului spre înainte. Pentru următoarele exerciții, trebuie să fii atent la eliberarea mingii. În timpul aruncării, din poziția stând, brațul cu mingea se va ține întins sus. Păstrând poziția, se va produce biciuirea din articulația mâinii spre jos. Mingea va fi direcționată cât mai aproape de poziția corpului sau în ținta plasată pe sol. Începem cu exercițiile. Aruncarea mingii la sol, prin biciuirea labii mâinii, brațul sus. Aruncarea mingii la țintă pe sol, prin biciuirea labii mâinii, brațul sus. În continuare, vom învăța tehnica aruncării mingii de pe loc. Pentru a îndeplini corect aruncarea, accentuăm. Brațul de aruncare se va deplasa către înapoi. Trunchiul va îndeplini o extensie și întoarcere. Piciorul din spate pe vârf. Umărul opus brațului aruncător îndreptat spre înainte și aruncarea prin biciuirea din articulația labii mâinii. Următoarele exerciții vor fi pentru învățarea aruncării de pe loc. Din poziția stând, trecerea în poziție de aruncare și revenire. Din poziția stând, trecerea în poziție de aruncare cu imitarea aruncării. Aruncarea la țintă apropiată poate servi un perete prin tehnica însușită. Și aruncarea la țintă depărtată prin tehnica însușită. Următoarele exerciții vor fi pentru învățarea tehnicii aruncării mingii din deplasare. Ce știm despre deplasare? Deplasarea va fi obișnuită de 4-5 pași. La ultimii 2 pași, brațul de aruncare se va deplasa înapoi. Ultimul pas va produce stoparea deplasării prin piciorul din față. Odată cu stoparea deplasării,
brațul va produce aruncarea prin mișcarea bruscă sus înainte și odată cu deplasarea brațului înapoi, trunchiul se va răsuci și se va extensa. Continuăm exercițiile. Imitarea aruncării după deplasare. Imitarea aruncării după deplasare cu viteză sporită. Aruncarea la țintă verticală de la diferite distanțe. Sunteți bravo! Și dacă doriți să vă cunoașteți valorile medii de aruncare corespunzătoare vârstei voastre, vă spun eu. Pentru băieți, 33 de metri și pentru fete, 23 de metri. Și la final să ne cunoaștem eroii, atleți moldoveni care au reprezentat cu demnitate țara la cele mai prestigioase competiții. Să-i cunoaștem! Ion Lucianov, la proba alergare cu obstacole 3000 metri, a luat locul 10 la Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra. Zalina Petrivskaya-Margieva, la proba aruncarea ciocanului, a ocupat locul 5 la Jocurile Olimpice de la Rio. Și Dimitriana Surdu, la proba aruncarea greutății, este calificată la Jocurile Olimpice de anul acesta de la Tokyo. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi bună în continuare!